Tensiunile cresc în interiorul Partidului Social Democrat, în timp ce membrii acestuia se împart din nou în bisericuțe. Zilele trecute, actualul președinte interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a primit recomandări din partea mai multor filiale pentru a nu candida la șefia partidului, întrucât s-a dovedit prea blând în relațiile cu președintele Iohannis. Alți colegi, în schimb, și-au exprimat intenția de a-l susține în cadrul alegerilor interne. Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura și chiar a vorbit despre obiective. În același timp, surse din interiorul partidului îl nominalizează pe fostul premier și fost membru PSD Sorin Grindeanu drept potențial candidat. Ciolacu a vorbit despre relația sa cu Grindeanu în cadrul unei emisiuni TV, despre care a spus că este o relație bună și că fostul premier poate reveni oricând în echipa socialdemocraților. În schimb, spune Ciolacu, nu va face compromisuri cu persoane din afara partidului. Am o relație la fel de bună cu Sorin Grindeanu, categoric îmi doresc ca Sorin Grindeanu să facă parte din această echipă. În schimb, nu voi face niciodată greșeala ca eu să iau decizii sfătuindu-mă cu oameni din afara Partidului Social Democrat. Cu toții mai luăm și decizii nu tocmai bune. Cum vor fi aceste decizii? Aceste decizii o să le iau în interior. Grindeanu, în schimb, pare să nu aibă aceleași gânduri cu președintele interimar. El le-a transmis un mesaj public foștilor colegi din PSD, în care afirmă că este nevoie de lideri puternici și că nu trebuie repetate aceleași greșeli. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu și-a anunțat intenția în urmă cu câteva luni că va reveni în politică și implicit în PSD, numai dacă, cităm, figurile uzate din partid vor face un pas în spate. Eu voi reveni în politica PSD pentru un proiect extrem de serios al PSD-ului, un proiect extrem de serios pentru țară. Nu voi ține, și nu voi reveni, dar nu voi ține isonul unor proiecte personale ale lui X, Y, indiferent cum se cheamă acea persoană. Figurile uzate ale PSD-ului, trebuie să facă un pas în spate. Nu trebuie să plece. Trebuie să facă un pas în spate. Revenind la Marcel Ciolacu în contextul viitoarelor alegeri din interiorul partidului, acesta a menționat pentru sursa citată că datoria sa și a partidului este să vină cu un proiect politic, iar dacă alte forțe politice sunt atrase de acest proiect, atunci se pot alătura pentru a elabora un program în perspectiva guvernării. Văd datoria mea și a partidului este în acest moment să avem un proiect politic. Dacă acest proiect politic este atractiv și pentru alte forțe politice, eu nu vreau o adunătură să ne strângem mai mulți lideri politici, ne-am strâns noi ca să punem mâna pe putere, să avem acces la resurse. Partidul Social Democrat trebuie să vină cu un proiect politic și dacă și alte forțe politice, cum este Pro-România, cum este ALDE, se regăsesc în acest proiect politic, ne punem pe treabă și facem un program de guvernare. Potrivit acestuia, sunt șanse mari ca la alegerile locale și parlamentare să existe o alianță pe zona de stânga, respectiv PSD, Pro-România, ALDE, și a menționat că sunt discuții în acest sens.